Bine ai venit la noi. Roa, poți să ne spui bancul cu ouăle? Da. Ia. Două ori când sunt ne de spate se spar de râs. Două ouă când se întâlnesc de Paște se sparg de râs. Unde suntem noi aici? La zoo. La zoo. Perfect. Dar cum se numesc mașinile care n-au acoperiș? Deca? Decapotabilă. Decapotabilă. Da. Ce limbă se vorbește la noi în casă? Română. Și din când în când? Și engleză. Și engleză. Dar tu știi ceva în engleză? Nu. Hello, Roa. Învață-l pe Vlad să numere în engleză. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dacă aveți întrebări pentru Roa, accepți întrebări de la ascultători? Dacă au întrebări pentru tine, le răspunzi? Da. La orice întrebare? Da. Întreabă cineva dacă ăsta e un podcast. Vrei să-ți faci un podcast? Da. La podcastul lui tati cum se numește? Pașii simplu. Bun. 0747221815. Cu cine semeni așa de frumușică? Întreabă cineva. Cu tati. Întreabă cineva pentru Roa. Roa, vrei să rămână Lia cu Petru? Așa, da. Care este serialul tău preferat, Roa? Lia, soția soțului meu. Uite, cineva întreabă, nu mai vrei un frățior sau o surioară? Nu. La tine vrei să se oprească? Nici n-ai ezitat. Deci ăsta e un podcast cu tine, Roa, ca să înțelegi. Cum te ceartă tati când faci boacă, ne întreabă cineva. Cum te ceartă tati? Nu știu. Pentru că nu te ceartă? Da. Ieri am avut o întrebare la radio copiilor. I-am rugat pe copii să, ieri sau altieri, să imite pe părinți cum îi ceartă. Tu cum, pe tine cum te ceartă părinții? Chiar așa. Chiar așa? Cine zice așa? Mami. Da, ai merge cu Vlad undeva? Adică până la colțul străzii măcar? Nu. Da. Îți place de Vlad? Îți place de Vlad? Da. E frumos, nu? Da. Mai avem întrebări? Da, da. Care e melodia ta preferată? Cântecelul tău preferat? M-ați intrat într-un rabbit hole. Care e melodia ta preferată? Toca, toca. Ce muzică îți place să asculți? Cred că sunt fană la Gascazuri. Ah, știe că e cea mai frumoasă fetiță? Știi că ești cea mai frumoasă fetiță? Întreabă cineva? Da. Da. Cine pune reguli în casă? Nimeni. Tu. E anarhie. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Vedeată. Ce vrei să te faci? Cântăreață. Wow. Să-ți lansezi piesele aici. Wow. Continuăm podcastul sau ne oprim aici? Continuăm podcastul. Bine. Ai vreo întrebare pentru Daniel? Nu. Pentru Emma ai vreo întrebare? Nu. Pentru Vlad ai vreo întrebare? Nu. Da. Pentru mine ai vreo întrebare? Da. Bine. Câți ani ai tu acum? Ce vorbești, mă, la 3 ani jumătate, să știm să aproape zicem... Aproape 4 ani. La aproape 4 ani, mă iertați, să știu să zic decapotabilă, n-am știut să zic smântână până la 8 ani. Cum te înțelegi cu surorile tale, întreabă cineva? Bine. Cum le cheamă? Mara și Cezara. Și ce înveți tu de la ele? Matematic. Cântece. Da. Întreabă cineva, Roa, câți bani câștigă tati? 4.000 pe... La asta nu mă așteptam. 4.000 de ce? De coco. De kilometri. De kilometri, perfect. Ți-ți place Lady Gaga? Nu. Nu. Ți-ar plăcea să lucrezi la radio? Întreabă un alt ascultător. Da. Da. La ce radio? Aici. Aici, normal. Mulțumim. S-a prins că aici e treabă. Bine, Roa, păi îți mulțumim mult de tot. Dacă ai un mesaj pentru cei care ne ascultă, toți oamenii care ți-au pus întrebări. Doamne, ajută sănătate. Așa, domne, bravo. Avem un poet ascultător aici care ți-a făcut și o poezie. Roa peste iarbă, roa peste flori, roa să aveți în inimi, dragoste și fiori. Frumos? Da. Dar cum i-ai zis tu alaltă ieri seară când ascultam noi doi muzică? Ce? Ce nebun suntem, ai zis. Da.
Bine, unde ți-ar plăcea să trăiești? În București sau în Baia Mare? În Baia Mare. În Baia Mare. De ce nu vă mutați la Baia Mare? Păi dacă nu avem cum. Cum? De la, ce? La București e casa noastră. Bine, îți mulțumim mult de tot, Roa. Te mai așteptăm pe, la, pe aici. Să mai vii cu povești. Hai, v-am pupat. Sănătate, mulțumim. Aveți că ne-ați ascultat. Și mulțumim, Roa. Tradiționalul mesaj de la Roa, sănătate. Doamne ajută. Cum salutăm noi, ca la Gașcă Zurli, Roa?